Dumneavoastră personal, sunteți mulțumită de ceea ce a obținut Ludovic Orban la negocierile cu Dan Barna și cu Kelemen Hunor și domnul Dacian Cioloș? Repet, în ceea ce privește obiectivul să avem un guvern până în decembrie, da, până în Crăciun. La ministere. În ceea ce privește ministerele, sunt lucruri care cred că puteau să iasă și puțin mai bine. Justiția ar fi putut fi la PNL sau sănătatea? Sunt două dacă ministere. Mă întrebați pe mine, dacă mă întrebați pe mine, eu n-aș fi cedat nicicum transporturile și dezvoltarea. Era greu să nu dai justiția și aici a fost o chestiune care a ținut foarte mult și de primul ministru, care este finanțist și a ținut foarte mult la Ministerul de Finanțe. USR Plus și-au dorit un minister avizator între justiție și finanțe. Dacă eu eram prim-ministru, cu siguranță vedeam lucrurile diferit. Luați justiția? Nu, n-aș fi luat justiția tocmai pe motivul că ca un om care vin din justiție nu mă poate călări nici ministrul la justiție. Deci, eu, teoretic, venind din zona justiției, aș fi insistat pe finanțe. Florin Câțu, venind din zona finanțelor, a crezut că e bine să aibă și finanțele. Nu discutăm maniera în care fiecare decident, fiecare lider își vede propriul guvern. În ceea ce privește celelalte ministere, repet, toate sunt importante. Poate că dacă luam dezvoltarea și dădeam internele, era un alt tip de discuție. Poate că dacă luam transporturile... Bine? Greu de spus. Eu ceea ce vă pot spune este că mie mi se păreau foarte importante pentru toată actuală dezvoltarea și transporturile. Dezvoltarea pentru că, din perspectiva manierei în care primarii noștri văd lucrurile, dezvoltarea era o garanție a faptului că guvernul va fi alături de ei. Iar transporturile din perspectiva lucrurilor bune care se vor întâmpla și din perspectiva faptului că am avut un ministru excepțional. Lucian Bode a fost probabil, eu cred, cel mai bun ministru al transporturilor care l-am avut din 90 încoace. Și măcar pentru aceste două argumente n-aș fi cedat transporturile. Acum, vedeți dumneavoastră, trebuia să și poată să le păstrez. Deci eu tot timpul păstrez o mică rezervă, pentru că o negociere înseamnă chiar trei în situația respectivă și toate negocierile sunt supuse unui comandament. Iar comandamentul era să ai guvern până în Crăciun. Poate că anumite cedări, care astea sunt criticabile, se subsumează obiectivului să ai guvern până în Crăciun și poate că... Sau anumirii domnului Ludovic Orban? N-aș intra în retorica asta pentru că a existat un mandat pe zona asta. Acum, vedeți dumneavoastră, dacă aș intra în zona asta, aș putea fi suspectat că văd lucrurile partizan. În momentul în care mandatul echipei de negociere a fost cât sub prim-ministru Orban, președintele Camerei, echipa nu putea renunța la președinția Camerei fără să fie modificat mandatul.